Bună, dragii mei! Astăzi voi face o nouă etalare în trei variante cu cărțile de oracol, oracolul Sibilei, pentru a afla care sunt energiile acestei zile, pentru ce vă veți bucura, ce noutăți vor fi și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante dacă doriți să aflați ce surprize vor fi astăzi, ce vești bune veți primi astăzi, pentru ce vă veți bucura astăzi. Prima variantă este verde, a doua albă și a treia roșie. Și am să încep cu prima variantă. Varianta cu piatra verde. Să vedem așadar la piatra verde ce se întâmplă, care sunt reușitele acestei zile, bucuriile, noutățile, veștile, surprizele plăcute. Păstrați-vă o gândire pozitivă că funcționează astăzi mai bine pentru voi legea atracției. Să vedem așadar ce se întâmplă. Apar noutăți, să știți, la voi astăzi, poate legate și de sănătate. Da, exact, ia uite ce noutăți frumoase vă vin. Deci astăzi veți primi niște vești. Astăzi veți avea poate ocazia să faceți o cucerire, să vă îndrăgostiți, să vă împăcați cu cineva. Puteți primi vești din partea unei prietene, puteți primi o consolare. Va fi mai multă pace și armonie. Poate chiar câștiguri sau vești de câștiguri. Afacerea voastră sau munca voastră dă niște rezultate, fie că lucrați acasă, fie că lucrați la un job sau într-o afacere, în orice caz pare că astăzi apare o noutate sau o situație mai armonioasă, o înțelegere mai bună cu colegii, înțelegere mai bună cu familia, revedere cu cineva, împăcare cu cineva, poate chiar o dragoste la prima vedere pentru unii, da, deci o dorință împlinită, da, pentru unii, deci dacă v-ați gândit la ceva anume astăzi să realizați, se pare că dorința voastră se va îndeplini. Apare așadar pe câștiguri, deci poate că vă vin vești legate de câștiguri sau vă vin banii pe care îi așteptați sau întâlniți cu persoana pe care voi o iubiți pe neașteptate sau apare o veste sau apare o prietenă, faceți o nouă cunoștință, vă duceți în casa cuiva sau vă caută cineva, fie telefonic, fie personal, într-un fel apar noutățile acestea de reușită pentru voi, exact ce spuneam, banii, da? Deci vă văd aici într-o situație de bani. Păstrați-vă credința și fidelitatea pentru că pot veni niște bani. Pot veni scrisori, poate chiar. Deci e extraordinar de frumos aici astăzi pentru voi la Piatra Verde. Deci astăzi va fi o zi în care vă veți simți voi, poate mai încărcați pozitiv, cu mai multă speranță, cu mai multă credință, fidelitate. Veți primi dovezi de fidelitate, veți avea mai multă încredere, poate în voi sau în cineva anume. Vin vești, vești care vin legate și de religie, poate, sau vin legate de bani, vin legate de muncă, de relații, comunicați. Pot veni și vești legate de oficial. Vești scrisori, da, e-mail-uri oficiale, pot veni și acestea. Da, deci apar noutăți poate de noi locuri de muncă, de noi speranțe, de refacerea unor relații, a unor situații de sănătate sau de drumuri chiar, da? Deci apar vești de vacanțe, pentru perioada de vacanță, spre exemplu, vești mai pozitive. Pentru a face cursuri, poate a începe o nouă școală sau se naște o dragoste, poate, pe neașteptate, pentru ceva sau pentru cineva. Deci, păstrați-vă optimismul, pentru că la voi se pare că azi funcționează legea atracției. Obții ceea ce atragi ceea ce simți și ceea ce gândești. Da? Deci, gândurile, practic, intră, au energie și vibrație și emoțiile, și gândurile au energie și vibrație și la voi se grăbește, văd că banii. Deci, așadar, se pare că azi noutățile pot fi legate de bani mai mari decât v-ați așteptat, iată și noutăți. Legate de casă sau o idee care vă vine, o nouă afacere, un serviciu, deci asta se grăbește. Sunt grăbite, deci sunt foarte grăbite la voi, văd și legate niște vești, poate legate de un copil, de o sarcină sau de un serviciu nou, da? De o idee nouă, poate vin vești oficiale, rezolvări prin oameni cu lege, poate pentru un serviciu, pentru niște bani, pentru un câștig, dar nu fiți naivi totuși că puteți avea totuși niște întârzieri sau un stres din cauza unor situații, fie legate de oameni de lege, fie legate de moralitatea cu unor oameni sau aveți nevoie de mai multe persoane în jurul vostru sau o gândire mai pozitivă. Deci văd că vin noutăți la voi, dar într-adevăr trebuie să fiți prudenți că există o dușmănie legată poate de banii voștri, de câștigurile voastre. Da? Deci cineva totuși lucrează împotriva voastră.
Așadar, nu vă pierde speranța, pentru că pentru unii poate e vorba aici, dușmânia vine, pentru că văd că aveți și de a face cu preotul sau cu oamenii de lege, poate să fie legate și de o problemă legată de o moștenire sau de un divorț sau de un partaj de ceva, da? Deci poate are legătură, exact, uite, de o amantă aici, poate are legătură și de, poate să aduc acuzații că ați fi amanta cuiva, că de aceea vreți să vă despărțiți sau că nu sunteți egoistă, poate să fie și o astfel de situație. Dar păstrați-vă gândirea pozitivă că, uite, legea atracției este și la voi. Deci astăzi va fi o zi cu multe noutăți, cu multe ocazii favorabile, întâlniri poate și cu instituții ale statului, cu persoane din instituții ale statului, dar puteți avea și o dezamăgire, pentru că există niște, orică e o rivalitate, orică există o dușmănie, dar voi dacă aveți o gândire pozitivă, veți reuși să depășiți, veți reuși să rezolvați, veți reuși să obțineți niște avantaje, niște beneficii, recompense, dar, într-adevăr, prudența nu strică, pentru că se pare că sunt niște energii dușmănoase în jurul vostru, un stres, o oboseală, o dificultate, poate și datorită legislației sau datorită unor persoane care nu sunt tocmai, sunt mai rigide sau nu au o moralitate foarte bună, deci nu fiți naivi, cu alte cuvinte. Aici mi-apare o situație de egoism, poate că trebuie să vă gândiți mai mult la voi sau sunteți acuzate, singurătatea voastră vine pentru că sunteți voi poate prea egoistă, ați stârnit și dușmănii sau ați rămas singure, v-ați despărțit și datorită unui egoism. Poate că v-ați pus pe voi pe primul plan sau poate că, v-am zis, cineva poate vă acuză și de o infidelitate sau puteți afla problemele care le aveți sunt din cauza poate a unei infidelități. Puteți afla de cineva, o amantă care are copil, spre exemplu, și apar și neplăceri, dar le veți depăși. Le veți depăși cu bine pentru că aveți multă energie pozitivă. Și haideți să vedem și a treia variantă la voi, surprizele acestei zile. Să vedem ce se întâmplă, ce surprize plăcute puteți voi avea astăzi și de la cine, pentru ce. Să vedem așadar ce se întâmplă astăzi, care sunt energiile voastre. Ia să vedem ce se întâmplă. Și la voi se grăbește o noutate. Bine, noutatea poate să fie pentru unii și că vă vine vreo idee. Sau veți sta acasă și vă veți relaxa. Sau veți avea așa niște... Sunteți mai creativ, poate, da? Deci scrieți, învățați, studiați, citiți, pictați, vă ocupați de hobby-urile și pasiunile voastre, să zic așa, da? Deci apar noutăți și la voi. Apar noutăți. O prietenie, poate o vizită, o nouă cunoștință. Da, exact. La voi poate chiar aveți o reuniune, aveți o revedere. Fie undeva pentru un loc de muncă, puteți avea un interviu, fie că vă duceți într-o vizită, fie că aveți o conversație, sunteți într-un grup de prieteni în care poate discutați despre niște noutăți. Voi aveți acolo un cuvânt de spus, cineva vă ascultă sfatul, vă ascultă cuvântul, fie că e vorba de online, că puteți fi într-un grup online, fie că sunteți într-un grup fizic, vă întâlniți deja undeva, fie că la muncă, fie că în familie, fie că în relațiile voastre de prieteni, este o zi de armonie, de pace, apar noi cunoștințe, o tânără care pare că e o persoană poate mai vorbăreață așa, dar e o persoană mai tânără. Sau aveți de-a face cu copiii voștri, exact, uite, poate să fie vorba că vă veți îndrăgosti, veți cunoaște pe cineva. Aici poate să apară și o singurătate totuși pentru unii, poate să fie și o tristețe, veți avea poate și un moment de tristețe, poate aceasta vă spune în întâlnirile cu prietenii voștri sau la muncă sau undeva, puteți afla și de cineva care trece pentru o singurătate, pentru o despărțire, pentru o doliu, poate prin ceva, apare o noutate și de acest gen, dar apare și compasiune, înțelegere sau voi dacă sunteți singuri, vă simțiți singuri sau vă despărțiți de cineva, că poate noutatea să vină și sub forma că rămâneți singuri, că pierdeți pe cineva sau ceva, totuși veți fi consolați, veți fi ajutați. Sunt persoane care vor să vă ajute, care vor să vă sprijine, care vă vor spune cuvinte frumoase. Pentru unii poate să apară că vă îndrăgostiți de o persoană singură, văduvă, poate și acest lucru, da? Deci poate să fie o dragoste la prima vedere. Poate să fie și o astfel de situație. Deci e o zi foarte pozitivă, cu multe lucruri noi, cu multe speranțe noi, poate speranțe și de a vă face planuri, poate pentru
a face noi cunoștințe, pentru a intra într-un nou colectiv. Cam astea sunt predicțiile, așadar surprizele zilei. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că veți regăsi pe parcursul zilei și că energiile acestea vă vor purta noroc, vă vor încărca pozitiv. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roș, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!